Tragedia din satul Boldurești, raionul Nisporin, în care primarul a accidentat mortal un copil, ar fi putut fi prevenită. Cel puțin asta susține un locuitor al satului, care a declarat în exclusivitate pentru Canal 5 că personal a depus mai multe solicitări la instituțiile de forță, în care a invocat că Nicanor Ciochin ar fi urcat băut la volan în repetate rânduri și chiar în perioada în care era polițist. În unul dintre cazuri, chiar el l-ar fi ajutat să ajungă acasă, pentru că edilul nu ar fi fost în stare nici măcar să iasă din mașină și mai mult viața sa era în pericol. Am văzut mașina, din mașină ieșe fum. M-am dus repijor la mașină, am deschis ușa, el era cu capul plecat la volan și cu piciorul pe ambreiaj, pe gaz, cu motorul pornit. Salonul plin de fum, eu am închis de la zăjgani, cum spune limba rusă, motorul. Am lăsat ușa și am încercat pe dânsul să-l trezesc. În momentul acela mă gândeam, aveam frică să nu, să nu era intoxicat și adică decedat. Dar el era în ce stare? Doar a spus că era amețit? Debretat, era în stare debretat. Condus până i-a zis lui tatniu, hai să-l urmărim să ajung până acasă. Ion Miron mărturisește că a avertizat de nenumărate ori poliția despre faptul că edilul încalcă regulile de circulație. Apelurile ar fi fost făcute încă anul trecut, înainte de producerea accidentului mortal. Eu până la incidentul ăsta am informat da. Și poliția din Chișinău. Fiți atenți că persoana dată are inclinații criminale. Eu i-am informat, este înscris, eu pot să vă arăt. După și eu am informat și la procuratura Ungheni, la Nisporin, absolut nimic nu se, nici o măsură nu se lua. Ca să aflăm ce măsuri au fost luate în raport cu plângerile depuse de consăteanul lui Nicanor Ciochin, am sunat la poliția și procuratura din Sporen, dar și la cea din Ungheni, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon. Faptul că Ion Miron s-a plâns instituțiilor de forță și de drept o demonstrează citațiile pe care le-a primit de la oamenii legii, urmarea sesizărilor expediate, afirmă el. Potrivit documentelor, Miron a fost chemat la Inspectoratul de Poliție Nisporen pentru a oferi detalii cu privire la plângerile sale. Nici cei de la IP Nisporen nu ne-au răspuns la apeluri. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Năuțanu, ne-a declarat că IGP-ul nu a înregistrat nicio plângere oficială și că sistemul informațional pe care îl gestionează nu a înregistrat abateri de la regulamentul circulației rutiere ce ar fi fost comise de Nicanor Ciochină. Ceea ce ține de verificările care au fost pe sistemul nostru informațional, nu a fost constatate sau nu am avut astfel de informații. Ce a apărut în spațiu public despre anumite pretinse nu a fost o altă plângere oficială, au fost declarații făcute de către anumite persoane în anumite circunstanțe, dar nu a fost o sesizare sau o plângere adresată, cel puțin eu nu am recepționat o astfel de plângere din localitatea sau de la localnicii din Boldurești. Mai mult, mama băiatului decedat consideră insuficientă pedeapsa aplicată celor 5 polițiști implicați în documentarea cazului copilului său, 2 dintre ei de la Inspectoratul Nisporen fiind demiși, unul retrogradat din funcție, iar alții 2 sancționați cu mustrare aspră. Prin urmare, femeia cere anchetarea penală a lor și a depus o plângere la PC Cox. Nu sunt de acord cu rezultatele acestei anchete și consideră că mai mult a fost ca o formalitate pentru ochii lumii, întocmesc o plângere către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, ca să fie investigate acțiunile polițiștilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii și anume imixtiunii în înfăptuirea justiției, inclusiv, de ce nu, cu aplicarea măsurilor preventive, reținerii, arest preventiv. Tragedia din Boldurești s-a produs în ianuarie. Un băiat de 14 ani care mergea pe carosabilă a fost accidentat mortal de un vehicul, șoferul fugind de la fața locului. La câteva zile, poliția a reținut suspectul, care s-a dovedit a fi primarul de Boldurești, Nicanor Ciochină. Oamenii legii susțin că edilul a încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând un alt impact de mașină. Primarul pledează nevinovat. În prezent, acesta se află în arest preventiv.